Bună ziua lui Eminescu. Ce reprezintă Eminescu pentru tine? Cel mai mare poet de la român și un exemplu, un model de urmat. Mi-a plăcut modul de exprimare, metafore. Ți-a rămas vreo poezie așa anume, în minte? Ce-a părut. Ne spui câteva versuri? Nu. Nu are ținut. Chiar nu. Este vorba despre poetul Mihai Eminescu, 165 de ani de la naștere? Da, 15 ianuarie, dar... Chiar am uitat, spre rușinea mea. S-a mai îndepărtat față de cum a fost înainte, nu mai este. Trebuie să fim conștienți de asta și să sperăm că își vor aduce aminte pe viitor. Mihai Eminescu. Câți ani? 165, cam așa ceva. Ce reprezintă pentru dumneavoastră Mihai Eminescu? Ce se reprezintă? Banii lui Poet Național. Crezi că tinerii mai dau aceeași importanță? Nu cred. Nu mai știu așa. Astăzi, la Craiova, Filarmonica Oltenia va găzdui de la ora 19 un eveniment dedicat lui Mihai Eminescu. Spectacolul Mihai Eminescu, Luceafărul din Țara Mioriței este susținut de Corala Academică a Filarmonicii și de actorul Emil Boroghină și va fi transmis în direct de TVR Craiova.